Bună ziua, prieteni! Astăzi am avut o zi extraordinară! Extraordinară! M-am hotărât să mă duc să mai învăț și eu ceva, că de mult nu am mai fost elevă și astăzi am decis că vreau să fiu și în această ordine de idei m-am dus să fac un curs de EFT, emoțional freedom tehnic, cu engleza nu stau bine. Mulțumesc lui Dumnezeu, m-a ferit de limbile străine, dar sunt fericită pentru că în afara faptului că am mai învățat o tehnică de terapie alternativă, am cunoscut oameni absolut fabuloși, oameni extraordinari, alături de care m-am simțit excepțional. Acum vreo 20 de minute am ajuns acasă, am ciugulit ceva pentru că totuși după o zi maraton de școală, burtica își cere și ea drepturile. Aceasta este diploma. Iată! Sunt o școlăriță silitoare! Care a fost cu minte și a învățat cărticică și acum împărtășește cu voi această mare bucurie. Apropo, voi ce faceți? Sunteți bine? Sunteți sănătoși? Doamne ajută! Vreau să primesc de la voi numai vești foarte bune, să-mi spuneți toți că sunteți sănătoși, că lucrurile la voi în familie funcționează bine, că aveți copii bine și că toată viața voastră este frumoasă. Și ce vă sfătuiește optimista din mine? Alegeți să priviți întotdeauna partea plină a paharului, că totdeauna va fi paharul un pic mai gol, depinde de situație. Și dacă o să stăm toată ziua și o să ne lamentăm, nu o să rezolvăm nimic. Așa că luăm problema, ne uităm bine la ea pe toate fețele și spunem ok, ce ar trebui să facem să rezolvăm această treabă? Păi e punctul 1, punctul 2, punctul 3, punem mâna, le facem și mergem mai departe, cu zâmbetul pe buze. Pentru că, să vă spun eu așa, un secret al meu, cu cât nu veți lua viața în serios, așa cum spun eu într-o poezie, dacă vă aduceți voi aminte, constipat, o găsiți pe YouTube, nu trebuie să căutați prea mult, dacă scrieți constipat și Neluța Punicuța, dați de ea sigur. Dragilor, viața este dezarmată în clipa în care ne vede că suntem mai copilăroși, mai jucăuși. Nu îi plac oamenii constipați și aferați și plini de iai și ok, și rămân singuri. Hello, dragilor! Deci, acestea fiind zise, vă doresc tuturor să aveți o seară plăcută și o săptămână care urmează plină de realizări, pe care să le împărtășiți cu mine. Vă iubesc, pupici!